sunt la marginea Bucureștilor, capitala României. Drumul ăsta, strada asta separă București de Bragadiru, o suburbie a capitalei, dar e oraș din componența județului Ilfov, care e ca un inel în jurul capitalei. Am filmat acum un an sau doi drumul ăsta și arăta într-un hal fără de hal. Acum vedem că măcar au pus niște asfalt vechi, reciclat, nu știu ce au făcut. Drumul ăsta l-a reparat. Dar oricum, n-are cine strânge ambrozia de pe marginea drumului. Înțeleg că sunt terenuri private și atunci proprietarii ar trebui să fie somați să distrugă planta asta periculoasă pentru foarte mulți oameni. Și gunoiul. E gunoi de care vrei de-a lungul drumului și nimeni nu-l adună. Dar gunoiul ăsta poluează aerul, apele, solul și de asta ar trebui să se ocupe și primăria capitalei și primăria sectorului 6, 5 și care mai sunt pe la marginea asta. Și primăria orașului Bragadiru. Dar se pare că ei s-au ocupat cu altceva. Nu le pasă nici de ambrozia în floare, nici de gunoi de pe marginea drumului. Dar putem spune că suntem în capitală. În capitala unei țări europene. E bun, e frumos așa. E sănătos? Nu prea. Praful ăsta de aici, luat de vânt și dus în urbe. Ori în Bragadiru, dacă bate vântul dinspre București. Ori în capitală, unde sunt 2 milioane de persoane vii care respiră, inhalează praful ăsta murdar. Nu mai spun de polenul de ambrozie. Bine că avem bani de biserici și mega catedrală. Vedeți, se vede de aici. Asta e prioritatea. Concertele și bisericile.